ziua dumneavoastră și invitaților, telespectatorilor. Nu știu dacă îi cunoașteți pe invitați, nu știu dacă îl știți pe Narcis Răducan, pe Ionuț Badea. Da. Și, aoleu, m-ați omorât. Nu și Cristi Zagaraniu, colegul, colegul meu. Eu salut și pe domnul Cristi și bună ziua. Pe Ionuț și pe Narcis. Bună ziua. Ce faceți? Am întâlnit copii fericiți ieri împreună la stadion, că nu e un secret faptul că ne-am și văzut la stadion. Cum vi s-a părut atmosfera, cum vi s-a părut tot ce am trăit în tribună, pentru că nu vezi în fiecare zi așa ceva. Sincer, a fost fantastic. A fost incredibil. Copilașii au creat o atmosferă extraordinară. Aproape întreaga partidă i-a ținut în priză pe tricolor și cred că ei au un merit important, mai mult decât noi toți ceilalți la această victorie. Da, dumneavoastră ați trăit din dublă perspectivă, pentru că ați fost și un bunic fericit, ați avut și nepoți în tribună, că se încadrează în vârstă. Și a fost... S-au încadrat în limita de vârstă, așa este. Chiar au intrat cu pa de copii, de fotbaliști, de la un club sportiv. Da. Și a fost o seară fericită pentru familia Iordănescu. După alte meciuri bune, după meciuri încheiate cu rezultate mai puțin scontate, dar una peste alta, domnul Iordănescu, cu două meciuri înainte de finalul acestei grupe, suntem pe primul loc, o poziție la un moment dat nesperată, dar suntem aici, nu s-a obținut nimic, e important ca în ultimele două partide să reușim să se împlinească visul acesta al calificării. Ideea este că am câștigat cele trei puncte, aveam nevoie de cele trei puncte. Din păcate, ne așteptam și ne doream să luăm și celelalte trei puncte cu Belarus. Poate că decepția a fost mare, pentru că undeva lumea spera și aștepta 6 puncte din 2 meciuri, poate să tranșeze calificarea. Așa cum ai spus, lucrurile încă nu s-au lămurit. Și eu cred că grupa încă se mai joacă, este o grupă echilibrată. Am văzut că multă lume a dat Belarusul ca victimă sigură a meciului cu România și ați văzut ce s-a întâmplat și cu România și cu Elveția. Punctul meu de vedere, să marci Elveției acasă 3 goluri, este o performanță. Haide să spunem că pe undeva și noi am reușit 2 goluri, dar nu vreau să mai mi-amintesc cum am reușit și când le-am reușit. Da. Grupa se joacă, suntem pe primul loc, abordăm altfel acum, să zic, ultimele 2 jocuri și cred că cel mai important lucru este încrederea și curajul care trebuie să îl aibă băieții noștri după acest joc. Spuneați că nu vreți să vă amintiți de finalul meciului cu Elveția, deși este unul fericit. V-aș întreba, nu știu, cum sunt emoțiile la meciurile echipei naționale acum, când dumneavoastră nu mai sunteți, sau le gestionați altfel când erați dumneavoastră selecționer, decât acum, când sigur că țineți cu echipa națională, pentru că țineți cu echipa națională, sunteți antrenorul care a reușit cele mai mari performanțe, dar sunteți implicați și emoțional, e cât se poate de fireți, pentru că e o echipă condusă de fiul dumneavoastră. Sincer, da. Vă spun și vă rog să mă credeți că emoțiile sunt la fel de mari. Urmăresc jucătorii, urmăresc banca tehnică, urmăresc stânga-dreapta ce se întâmplă în tribună lângă mine, urmăresc, dacă vreți, inclusiv reacția spectatorilor. Și mai fac o dată referire la copiii teribili, la copiii minunați, care efectiv a creat o atmosferă fantastică. Întorcându-mă la joc, la meci, cred că a fost o partidă iar bună.
poate undeva s-a continuat jocul bun de la meciul cu Belarus. Probabil că o să mă contestați dumneavoastră, tehnicienii, oamenii de bine din fotbal, oamenii de fotbal adevărați. Dar eu cred că și meciul ăsta a avut consistent. Raportat și la adversarul pe care l-am întâlnit. Dar eu am văzut un adversar arțăgos, un adversar cu vână, determinat, probabil că limitat, și nu probabil, cu siguranță. Limitat, dar peste da. Limita regulamentului, adică dar au fost foarte, limite. Foarte agresivi. Da, foarte agresivi. Eu n-am văzut o echipă, să zic așa, cu care ne-am întâlnit în ultimii ani, care să aibă atâta agresivitate și atâta răutate. Bine, probabil că și preocuparea a fost mai mult pentru a provoca, pentru a stopa, pentru a opri atacurile. Dar o echipă, din punct de vedere fizic, chiar dacă sunt amatori, mi-a dat de gândit. Da, bine, noi chiar am zis aici și voi, eram curios să dumneavoastră ce ziceți, am zis că dacă am fi înscris în minutul 10 cu Belarus atunci, la ocazia lui Stanciu, după pasa lui Alibek, probabil că s-ar fi deblocat și acel meci și am fi reușit să învingem, nu știu dacă la scor, dar în orice caz am fi reușit să învingem și Belarusul. Asta apropo de ce a zis dumneavoastră, continuarea scenariului din meciul cu Belarus, adică senzația asta, să știți că am avut-o și... Eu și eu nu știu. Sincer vă spun, am vorbit cu selecționerul și la acest meci, mă rog, fiind în cantonament, cred că de 3-4 ori, și la meciul cu Belarusul, chiar dacă era la Budapesta, și spuneam că dacă echipa reușește și cu cât reușește să marcheze mai repede un gol, deblochează totul și ușurează enorm de mult joc. Aceea senzație am avut-o și atunci cu Belarusul și acum. Din păcate, cu Belarusul ne-am oprit undeva pe la vreo 30-20 de metri. Avem nevoie de jucători de careu, avem nevoie de atacanți de careu, avem nevoie. Eu mă bucur, Mihaela, cred că are 3 goluri, dar avem nevoie de un golgheter autentic, acolo în gura porții, în zona centrală. Să știți că dați apă la mare celor care vorbesc despre Chițu acum, că e un golgheter autentic, e golgheterul campionatului și n-a fost convocat. Haideți să vă spun ceva. În linii mari, eu cred că selecționerul a adus cei mai buni jucători. Nu știu, s-ar putea spune că a lipsit unul sau altul, unul, doi jucători. În altă ordine de idei, să știți că e destul de greu să aduci din competiția noastră internă, când competiția noastră internă este la nivelul la care e. Și faptul că o etapă, două, iese în evidență unul altul și după aceea stagnează, este destul de greu și pentru selecționer. Îl ajută foarte mult sau îl ajuta foarte mult, dar de echipele noastre, măcar alea de top, să aibă o prestație și să aibă performanță în cupele europene. Din păcate, știți foarte bine ce e. Așa că oamenii de fotbal, conducători, antrenori, și am văzut în ultima perioadă și vă spun cestit, rămân uimit de modul cum se manifestă. Și eu accept critiquele. Cum le acceptă și, sau mai bine zis, eu nu le acceptam când eram, nu-mi plăceau, nu-mi conveneau. Dar văd că el le acceptă. Dar sincer, dumneavoastră, sunteți dezamăgit de unii dintre foștii elevi care au fost vocali, foarte vocali și poate s-a depășit și o anumită, nu știu dacă limită e corect spus, dar a fost un limbaj destul de agresiv pe alocuri. Sincer, nu. Sincer, nu.
Dar mi-am pus o întrebare, zic, bă, i-am chinuit prea rău la antrenamente? Le-am făcut ceva? Probabil că eu sunt de vină. Dar, lăsând gluma la o parte, oamenii la care faceți referire sunt oameni de fotbal care au produs performanță și au dreptul la opinii. Selecționerul trebuie să ia ce crede el că se potrivește pentru echipa lui național. Nu sunt de acord, în schimb, cu Jignil. Nu sunt de acord cu insinuările. Și nu sunt de acord când sunt meciuri în calup, după primul meci, te năpustești asupra jucătorilor. Jucătorii noștri și așa au problemele lor, carențele lor de, să zic așa, mentală. Ei însuși nu prea cred în posibilitățile lor 100% și mi-aș dori să creadă în ei cel puțin cât crede și selecționerul echipei naționale. Eu am și eu momentele mele de îndoială la vis-a-vis de unii dintre ei. Dar până la urmă îi respect, îi admir, îi susțin și mai mult de atât n-am ce să le reproșez. Pot să vă pun și întrebări directe, gen relația noastră... Relația dumneavoastră cu Gică Popescu cum este? Sincer, și vă rog să mă credeți, că este una foarte bună. Avem o relație foarte bună. Și încă o dată vă spun sau vă confirm. Chiar dacă am avut sau am fost la un moment dat într-o ruptură, chiar dacă la un moment dat el avea anumite reproșuri la adresa mea și eu la adresa lui, eu nu cred că punctul lui de vedere este legat de relația care a avut-o cu mine acum ceva timp în urmă. Momentul candidaturii la președinția în 2012. Exact, a fost o poveste lungă și nu vreau să mai reiau această discuție. Dar repet, și el, și ceilalți jucători mari de la echipa națională, au dreptul, cum de altfel și dumneavoastră, cum de altfel orice om are dreptul la opinie. Indiscutabil. Dar asta nu înseamnă că opinia lui este cea mai bună. Da, știu că nu... Haideți să vă spun ceva. Vă rog. Sincer, și este o chestie extrem de delicată. Și nu știu dacă fac bine. Eu personal am un anumit punct de vedere în fața sau în discuțiile cu selecționerul față de un anumit jucător. Eu îi spun punctul meu de vedere, dar niciodată nu am încercat să-l conving sau să-l stresez sau să-l presez. E alegerea lui, e modul lui de a vedea fotbalul. Și din acest punct de vedere, lucrurile dintre mine și el sau recomandarea mea se oprește. Cu adevărat delicat ar fi dacă ați și nominalizat jucătorul, dar da, dau seama că nu puteți face acest lucru. Știu de asemenea că este un subiect despre care nu vorbiți, dar este deja de notorietate. V-aș întreba dacă iconițele sunt aceleași. Iar ați început cu asta? Nu am început. E, cum să zic... Da, am văzut... Am sunt văzut imagini. Am văzut... Da, sunt aceleași. Și nu înțeleg de ce să faci atât acasă. Fiecare om are dreptul la credință. Fiecare om are dreptul să gândească, să vorbească, sau să facă ceea ce își dorește. Da, sunt aceleași condiții după vremea când eram antrenor al echipei naționale. Da, indiscutabil să nu se înțeleagă nici că e vreo tentă ironică. Știu că e ceva de suflet, știu că nu vreți să faceți paradă publică din asta, de altfel e gestul de a le, cum să zic, e ceva ce faceți pentru dumneavoastră, acum că sunt camerele peste tot și că sunteți surprinși, e partea a doua, dar...
Haideți să vă mai spun ceva. Când plec de acasă înaintea unui meci al echipei noastre naționale, fac același lucru la care am văzut că a apărut pe ecran. Când ajung la stadion, fac ceea ce s-a văzut pe ecran. Și mai fac și o cruce foarte amplă și o rugăciune. Da. Nu știu cu ce deranjez. Doamne ferește, dar din punctul meu de vedere nu deranjează pe nimeni, dar e un lucru despre care de asemenea putem vorbi, chiar dacă dumneavoastră nu faceți paradă de... Până la urmă, credința nu se face paradă. Un alt subiect delicat a apărut acum după meci, nu știm de unde, cazul acesta, Olaru și schimbul de declarații dintre staful medical al Naționalei, cei de la FCSB, foarte vocal și foarte virulent, domnul Becali inițial, după un presupus telefon cu selecționerul, cu Edi Iordănescu, și-a domolit declarațiile și a revenit cumva asupra lor. Din punctul meu de vedere, am exprimat și mai devreme, faptul că, nu știu, ar fi tratat privilegiat un patron sau altul, nu e regulă. Adică, dacă l-a sunat Edi Iordănescu pe Gigi Becali și nu l-a sunat pe Cristi Bala sau, nu știu, Marcel Pușca sau alt om din fotbal care a criticat selecția sau ce se întâmplă acolo, nu mi se pare în regulă. Mi se pare că echipa națională e mai presus de orice interes al unui patron sau unui club. Să înțeleg bine de la noastră, Gigi Becali a avut o discuție telefonică cu selecționerul după meci. După meci, după declarațiile făcute azi dimineață, inițial de domnul Becali, în care îi cerea lui Olaru să nu mai vină la națională chiar. N-am auzit această declarație, dar mi-aș permite să nu comentez, dar am să fac o singură intervenție legată de această chestiune. Personal îl apreciez foarte mult pe Oli. Chiar îmi place. Este unul dintre jucătorii noștri buni, valoroși. Eu sunt convins că își va găsi odată și odată loc în echipa națională. În rest, intervențiile, declarațiile a lui Gigi Becali, a lui Meme Stoica, a altor conducători, a altor antrenori, îl privește pe selecționer și el, dacă vrea, răspunde, dacă nu, își vede de treaba lui și își continuă munca. Dar este cert un lucru și aici nu fac referire la Gigi Becali. Este cert un lucru că fotbalul nostru suferă din punct de vedere financiar. Că fotbalul nostru are nevoie de bani. Eu sunt sigur că conducătorii noștri din fotbalul nostru intern, o parte dintre patroni, președinți, o parte dintre antrenori își doresc ca oamenii de la echipele lor să joace sau să ajungă la echipa națională. Numai așa reușesc să-i vândă, să le creeze imagine, să-i pună într-un context pozitiv și să-i vândă. Eu cred că dacă își doresc așa de mult lucrurile astea, ar trebui să-și dorească mai mult performanța în cupele europene. Eu cred că ar trebui să investească mai mult în jucătorii tineri de perspectivă, care pot crește și care pot aduce profit. Și nu să aducem pe tarabă sau de la tarabă jucători care practic umple competiția noastră internă și nu reprezintă nimic. Așa că le-aș recomanda o altă viziune și un alt mod de a selecționa sau de a recruta jucători pentru echipele lor de club. Da, poate să reclamă Gigi Becali, poate să reclamă domnul Rotar, poate să reclamă patronul de la Botoșan, poate să reclame, nu știu, patronul de la Universitatea Cluj. Eu țin cont de ce am
văzut și ce am citit când vorbește Neluțu Sabău, când vorbește Gică Popescu, Lăcătuș, Ilie Dumitrescu, eu știu, Panduru sau... Sau Hagi, dacă tot e să vorbim de patron. Sau? Hagi, dacă e să vorbim de patron, nu? Sau Hagi. La Hagi țin cont că este antrenor. Și, într-adevăr, are un cuvânt de spus. A demonstrat și ca antrenor și ca jucător. Hagi a produs fotbal la cel mai înalt nivel. Da, corect. Bine, domnul Becali, trebuie întâi să încerce să câștige campionatul și pe urmă să-și aroge și veleități de selecționer, că până la urmă a spus și asta, că din grupa asta și domnia sa, dacă era antrenor la echipa națională, ar fi calificat-o. Îl invit să preia echipa națională. Da? E o propunere, da? E o propunere. Da, după ce performează Edi Iordănescu cu naționala asta la turneul final, mai sunt două meciuri teribile, unul dintre ele învăluit așa de mister din cauza că se întâmplă ce se întâmplă în Israel. Optimist că ne vom califica? Am fost optimist și până acum și sunt în continuare. Și indiferent ce va fi în ultimele două meciuri, adică când se vor juca, unde se vor juca, eu cred că echipa noastră națională poate câștiga și în Israel, la Tel Aviv sau unde se va juca și poate scoate un rezultat bun, pozitiv și cu Elveția. Ne-a demonstrat acest lucru. E adevărat că ne-a demonstrat și reversul. Atunci când ne doream cel mai mult, nu a reușit să câștige. Dar eu cred că în momentul de față, așa cum se prezintă grupa, cu poziția noastră de top, jucătorii noștri sunt convins că vor pleca cu alt moral, cu alt mental. Și sunt convins, așa cum o spun în permanent, că își doresc și ei mai mult decât noi să se ducă la un campionat european. A trecut prea mult și nu mai avem răbdare. Au trecut fix 8 ani și erați dumneavoastră pe bancă. Ce frumos ar fi ca acum un alt Iordănescu, Edi, și eu să fie. Și Ionuț, da, era și Ionuț, categoric. Nu trebuie să-i luăm din merite lui Ionuț. Lui Ionuț, lui Isa și lui Vio Moldovan. Până la urmă au fost trei, nu? Daniel Isaila, Ionuț Badea și Viorel Moldovan. Apoi a fost șeful tot timpul. Nu, șefi am fost toți. Dar decizia finală mi-a aparținea mie. Așa e, am avut o colaborare foarte bună, așa este. Sper să știți că colaborarea, sincer, a fost una foarte bună. Vă spun ceva. Și eu nu pot să confirm. Discutam enorm de mult și înainte de antrenamente, și după antrenamente, în cantonament, analizele de la federație. Vă rog să mă credeți că îmi pare rău pe undeva la câtă muncă îi supuneam pe colegii mei. Și întrebați-l pe Ionuț câtă analiză făceam după fiecare etapă de campionat, câte fișe individuale, câte jocuri video vizionam. Și întrebați-l pe Ionuț, că este la dumneavoastră în studio, poate să confirme și Viorel, poate să confirme și prietenul meu care nu vrea să-și ia echipă mai repede. Și-a luat. Și-a luat, zice Zaga. Isaila, da, și-a luat echipă în Emirate. Iar în Arabia? În Emirate, da. În Emirate. Îi doresc bani. Ce vreau să spun este că discutam ore în șir. Jucătorii se odihneau, noaptea se culcau, iar noi analizam fiecare jucător în parte, jocul, ce așteptam de la joc, ce formație să facem. Iar în ultima instanță îi rugam să nu se supere, dar eu hotărăsc primul 11 și ceea ce trebuie să faci. Ajunsesem la o colaborare și vă rog să mă credeți. La faze fixe. Eu mă retrăgeam și cornere, lovituri libere. Și unul dintre colegi care era responsabil cu marcajul pe faza defensivă se ridica și amintea din nou sau striga la cei care nu făceau perechea de marcaș.
cea pe care o stabilise. Același lucru era și la, să zic așa, momentele mai delicate. Când eu mă retrăgeam, și dacă tot am spus un moment delicat, ca să nu mai expun eu, spre deosebire de selecționer în momentul ăsta, le spuneam că părând ieșim și protestăm la deciziile care nu erau conforme cu ceea ce se vedea pe teren, ca să nu fie aceeași persoană în permanență, să nu atragem atenție. Nu, la PC Studio. Da, mai vorbim și cu el. Vă mulțumim mult de tot pentru acest dialog, domnule Iordănescu, și sperăm să vorbim după în noiembrie, după ce echipa națională a României se va fi calificat. Mulțumim mult de tot. Și eu vă mulțumesc și